profil ești? Real. La Real? Da. Cum ți-a părut filmul? A fost drăguț, adică a fost bine, mie mi-a plăcut Cate Eminescu, dar nu ne așteptam să pice poezie al treilea an la rând, dar a fost bine. Te-ai pregătit mult pentru acest examen? Da, cât am putut. Da. După cum zâmbește, cred că da, și la o notă mare? Sper, eu sper. Următoarele probe? Suntem pregătiți și pentru următoarele probe, sperăm să fie bine. Către ce facultate te îndrepti? Medicină. La ce facultate? La Real. Te așteptai să pice Eminescu? Sincer, nu mă așteptam, dar n-a fost o surpriză neplăcută. Am fost pregătită pentru orice scrie. Cât te-ai pregătit pentru acest examen? Păi, consider că pe parcursul celor 4 ani am parcurs materia foarte bine la clasă și asta m-a ajutat să rețin din timpul liceului și, sincer, în jur de o lună am mai realizat eu cam în fiecare zi, măcar citite comentariile. Nu, sunt pregătită pentru orice. Fata de simulare, cred că. Mai ușor, sincer. Mai ușor. La simulare, cei drept, nu mă așteptam să pice Roman Milion, dar m-am descurcat și poeziile mi se par mai accesibile. Către ce facultate de drept? Medicină. Accesibil. La ce profil ești? La Real. Tot. Matematică, informatică, info intensiv. Chiar a fost ok. Mă bucur, sunt încrezător în nota pe care o să iau. De celelalte probe, te știi? Matematică, mereu e... conferă așa niște probleme, dar o să fie în regulă. Te-ai pregătit mult pentru acest examen? 4 ani de zile. Și nu numai. Către ce facultate de drept? Către politică. Ziua. Cum a fost examenul? A fost ușor. La ce profil? La umar. Ce v-am ne-am picat tema și viziunea despre lume într-o poezie de-a lui Blaga, de-a lui Arghezi, Barbu sau Stănescu. Și noi am ales Mica Stănescu pe pregale de el. În celelalte probe? Nu, suntem pregătiți. În patru? De pe ce fac? La Iași. Sau la București, la limbi străine sau la relații internaționale. Mi s-a părut cu cât de greu, așa. Dar am reușit-o, că am învățat anul. Și sperăm la facultate să reușim. Eu dau la Academie cu poziție de București și este examenul foarte greu pe viață. Nu mă bazez pe fac, ne fac doar de și la gara. Te pregăti mult pentru acest examen? Da, la rompe. Următoarele examene? Miercuri, matematică și pe biologie. Ți-e teamă de următoarele? La matematică, da. Către ce facultate te îndrept? Destul de ușor. La partea a treia mi-a picat poezie, nu prea mă așteptam și m-am descurcat. Ai învățat mult pentru acest examen? Sincer, da, în ultima lună, da. Mai multe emoții o să am la matematică, din păcate că am fost într-o situație nu prea bună și cam atât. Sper să treci cu bine. Mulțumesc, mult, da.